United și-a dorit să șteargă impresia nefavorabilă lăsată în partida cu FC Odorheiul Secuiesc. Echipa gălățeană s-a dezlănțuit în partida cu Clujana Cluj-Napoca. Elevii lui Asandei s-au distanțat încă din prima repriză, iar la pauză tabela arăta scorul de 6-1. Repriza secundă a fost tot la discreția gălățenilor, care au făcut același scor din primele 20 de minute. United a câștigat cu 12-2 și a demonstrat că este din alt film decât echipa ardeleană. Chiar și la acest scor, antrenorul David Asandei nu a fost mulțumit de prestația elevilor săi. Tehnicianul lui United își dorește ca jucătorii săi să facă greșeli cât mai puține pentru a se putea bate pentru primele locuri ale clasamentului. United va întâlni etapa viitoare Caisei Târgu Secuiesc, o formație care s-a întărit în această vară cu trei spanioli.